Salut, bine ați venit la un nou tutorial. Astăzi vă voi arăta cum putem să butăm de pe stick pe orice calculator. Și simplu intrăm pe linkul din descriere și descărcăm de aici plpbt5.0.15. Este Plop Boot Manager. Deschidem arhiva cu WinRAR și trecem aici. Imaginea e una .img și una .iso. Această imagine are câțiva kilo și puteți să o puneți pe un CD sau pe un floppy. Imaginea se scrie foarte ușor, dăm click dreapta, burn image, selectăm de aici și dăm burn și se scrie imaginea pe un CD. Cam așa arată programul de aici, selectăm USB și calculatorul va buta de pe stick. Dacă programul se blochează când selectați boot from USB, asta înseamnă că stick-ul este prea rapid pentru acel calculator sau CD-ul este zgâriat. Încercați alt stick mai lent sau mai mic, sau încercați să luați alt CD și să scrieți imaginea pe acel CD și să testați din nou. Cam asta a fost cu acest tutorial. Eu am fost Ștefan, voi ați fost pe canalul meu. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!